Orice cură de slăbire pe care o începem trebuie să fie monitorizată de un medic. Acum, la ora actuală, în afară de medic, au apărut și nutriționiștii, persoane care au o școală specifică și care recomandă diete și anumite medicamente, după cum spuneați, tablețele, picături și așa mai departe. Aceste persoane sunt autorizate să facă lucrul acesta și de obicei îl fac bine, deci au ședințe săptămânale cu persoanele respective și uneori cu rezultate foarte bune. Dar pierderea în greutate se petrece în timp, da? Nimeni nu slăbește imediat. Timpul poate să dureze și pierderea în greutate poate să înceapă după 2 săptămâni, de multe ori 2-3 săptămâni, de multe ori persoana își pierde încrederea și, cum spuneați, ar vrea ca mâine să am 5 kg mai puțin. Nu, acest lucru nu se poate și nici nu este normal. Dar dacă urmăresc aceste diete și aceste medicamente care, repet, sunt autorizate, pot ajunge la rezultate foarte bune și să piardă în decurs de 2-3 luni până la 10 kg, chiar mai mult. Problema este după. Deci, după terminarea tratamentului nutriționist, problema este să te menții în starea aceasta pe care ai dobândit-o.